Hossu a fost personalitatea desemnată de Marele Sfat Național Român să rostească în fața miilor de români adunați proclamația de unire a Transilvaniei cu regatul român la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918. În 1917, Carol I, ultimul împărat austro-ungar, îl numește episcop de Cluj și Gherla, demnitate recunoscută imediat de Papa Benedict al XV-lea. Hossu devine astfel liderul Bisericii Unite cu Roma, instituție spirituală care încă de la înființarea sa în secolul al XVIII-lea a militat pentru drepturile românilor transilvaneni. Poate că așa a vrut Dumnezeu să dea acestui neam un vis, cel al unirii, și tăria de a-și îl împlini. Rieni, tărie de Bihor.